Popica acum la culinaria. De Popica, băi, am o rețetă atât de simplă și este atât de bună, este savuroasă. Am mâncat de săptămâna asta. Mereu vii cu este simplu și trebuie să faci spagatul ca să realmente, iasă. Realmente. Adică cel mai complicat lucru este să împachetezi o hârtie în toată povestea asta. Este file de somon. Somon, care porcul, pește, cum ar veni. Mai nou e, se găsește pe toate drumurile și na. Somon de Dunăre, așa. Așa, file de somon cu cartofi la cuptor. În... cum se spune în franțuzește, metoda se cheamă un papillot. Sau în italiană, cartocio. Vreți să-i spuneți cum vreți. Practic, este toată povestea asta, se împachetează în hârtie de copt. Și asta permite, când dai la cuptor, să se gătească în același timp la aburi, la aburi ieșiți din somon, dar și la căldura propriu-zisă de la cuptor și să păstreze toate aromele acolo. Uh-huh. Și când se deschide hârtia, că se deschide frumos pe farfurie așa, ies aromele, nu te strâmba, de ce te strâmbi? Nu băltește? Nu. Aici este tot chichirezul. Fiți atenți. Deci, papiot, ce înseamnă? Deci, practic, e o foaie de hârtie de copt. De ce râzi, mă? Deci, practic, deci, ce se întâmplă? Deci, dar mă gândesc cum să-ți explic să înțelegi, Luca, că tu cu asta, cu meșteșugărele, e mai dificil la tine. Așa zi. Știm de la aia, când ai dat cu VD40 pe robinet și era să strigi robinetul. Deci, pentru tine mă gândesc cum să fie mai simplu. Iei o foaie de hârtie de copt, o întorci, o împarți, o împăturești în două. Adică, cum e așa, nu știu cum să fac la radio. Cum e așa, și o pui în două, două, da. Iartă-mă, că am înțeles, așa. Da, pălat, nu păl. Lung. Așa. Da? Da. După care o desfaci ca o carte, mă, băiatul. Dă-ne niște dimensiuni. Mai înțeles, mă, ca o carte. O faci așa. Ca o carte. Și pe partea din stânga, să zicem, pui un pat de cartofior. Un ce? Un pat de cartofi. Așa. Iei un cartof și tai feliuțe pe lungi, pe lung, o feliuță, ce să zic, groasă cât un creion, nu mai groasă. E grosuță. Da. Grosuță, okay. Grosuță. Și peste pui fileul de somon. Da. Separat, într-un castronel, topești niște unt, infuzezi cu usturoi pisat frumos, da? Și cu niște pătrunjel, dacă vrei, dacă îți place cu pătrunjel, tăiat mărunt, 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 mărunt. Și cu o pensulică sau cu o linguriță sau cu degetul, cum vrei tu. Practic, zmăcolești ce e acolo, cartofii și fileul de somon. Okay. Pe deasupra sare piper, după care partea din dreapta a foiei de hârtie de copt, o pui peste acest pat de cartof cu somon și cu un topit infuzat cu usturoi și cu pătrunjel și împăturești ușor, ușor, așa, de jur împrejur, în partea deschisă, ca să se facă înăuntru ca un plic închis. Înțelegi? Ăsta este cartociu, ăsta este un papiot, cum se zice. Și asta o pui într-o tigaie sau pe o tavă și dai la cuptor. La 180 de grade, 20 de minute. 25. Și cu asta basta. Ai terminat. Deschizi, este genial. Îți spun, mănânci și te bucuri. Deci nu-și lasă apă în plicul ăla când deschizi plicul? Nu, domnule, nu-și lasă nicio apă. De unde să-și lase apă? Din pește? Din... peștele trăiește în apă, dar el nu e... A făcut ione, să știi, asta... Ești... pentru okay, mine. Nu apă, miercuri, grăsime, zamă. Nu, este foarte bun, pentru că e trăt. Cât pui? Păi, dar nu pui un pachet de un, mă, băiatule. Pui și tu acolo, un șnițel. Să știi că am să fac treaba asta și se dacă face... se arde prin cuptor, nu se arde nimic. Și-l cureți. Ce să se arde, mă, dacă faci... Aici e problema cu tine, cu meșteșugărea, ți-am zis. Trebuie să împacheteze la frumos, astfel încât să fie închis hermetic, în hârtie. Și să folosești hârtie, nu aluminiu. Că unii cred că se face cu aluminiu. Nu, exclus. Niciodată aluminiu. Nu. Aluminiu nu e nici sănătos, nu e nici bun. Nici la gust nu e bun. Aruncați-l. Hârtia de copt, da. Ioneluș îmi dă mesaj. Luca, promit că e ok. Nu că e ok, este foarte bun. Bine, Ione, merg pe mâna ta. Da. Mine n-are încredere, știi? Nu dai bâșbâit. Da, ai dat o bâșbâită astăzi. Data viitoare, te rog frumos, o înregistrezi pe Ione și să ne prezinți rețeta cum s-a făcut în original. Așa s-a făcut în original. Poftă bună. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.